Trei medalii de bronz au obținut componenții echipei naționale la campionatul mondial de junior disputat zilele trecute în Italia. Două dintre medalii au fost obținute de Adina Diaconu. A fost un campionat mondial reușit pentru mine. Este a șasea medalie la campionatul mondial de juniori. A fost și ultimul campionat pentru că de la anul eu voi fi senioară și cred că m-am descurcat foarte bine, mi-am îndeplinit obiectivul. Antrenorul lotului feminin de tenis de masă junioare, Petre Arnăutu, a declarat că este mulțumit de prestația fetelor. România este singura țară din Europa care a urcat pe podium. Toate fetele au fost motivate, pregătite și au luptat până la ultimul punct, ele reușind acest rezultat deosebit. Și, bineînțeles, a șasea medalie consecutivă. Adina Diaconu este multiplă campioană mondială și europeană de junioare la tenis de masă, având în palmares peste 13 medalii de aur la cele mai importante competiții internaționale.